E timpul? Suntem în... Bună ziua, dragi cetățeni! Bună ziua, mult stimată presă! Vă mulțumim pentru că ați dat curs invitației noastre. Vă mulțumim că sunteți cu ochii pe partidul Acasă Construim Europa. Astăzi, tema conferinței este Pace prezintă noi probe privind falsificarea anchetei și implicarea demnitarilor de rang înalt în cazul Zelionca. Invit la tribună pe președintele partidului Acasă Construim Europa, Gheorghe Cafcaliuc. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Partidul politic Pace a declarat război funcționarilor corupți. Funcționarilor care se pun mai presus decât medicii, profesorii, bătrânii noștri și mai presus de lege. Dosarul penal, pornit la comandă politică în privința colegilor noștri, este cusut cu ața albă și este o indicație clară a deputatului Parlamentului Republicii Moldova pentru intimidarea partidului politic, pentru înlăturarea concurenților și pentru a băga la pușcărie oameni nevinoveți, care pot răspunde în cel mai grav caz pentru o contravenție. Dar nici aceasta nu are loc să fie, pentru că a fost un manifest, a fost un protest împotriva funcționarilor corupți. O să prezint astăzi încă o probă prin care voi arăta aroganța cu care se comporta în calitate de vicepreședinte al Raionului Sângerei, domnul Tutunaru. Această probă arată rădăcina conflictului dintre obraznicul Tutunaru și președintele partidului politic Pace al Raionului Sângerei, domnul Tudor Balan, care astăzi, cu părere de rău, este deținut politic. Totodată, în această înregistrare audio care a fost făcută de colegul nostru, Tudor Balan, cu 4 zile înainte de protestul din Sângerei, se vede cum Tutunaru explică de ce s-a vaccinat înainte de termen și pe departe această explicație nu este cea pe care o tirajează rușinos colegii săi de partid și încearcă să ducă în eroare presa și opinia publică. Vă rog să ascultați. Народ. Че, ты с хормон промок? Да че? Да ши постез ту. Значит, те ши постезу ши. Говорит, то ши ка калу чалак ю пус дем перс ну вата нека ши постез дума где-то так треба. Нам известно стачки. Да пши, а у ты, най постата мой, а у чай постат. И утратат ши для министру, и умрыт ще полой табло у чала. Нам известно, у... Se bate în ofensat cu celor. Da, cum? Cu ce? Dar știu, da, știu, crezi că nu mai e ofensat-o și? Da, cu ce? Că tu vă distribui niște minciuni de care nu e documentat. De ce așa spui? Dar cum tu crezi? Eu... Tu ești corect ce ai distribuit tu? Asta voi ați făcut? Pace sau de undeva ai luat? Eu cred că să avem fiecare grijă de noi și sănătate. Așa e? Da. Ai prins la minte, da? De ce? Da, cum? Fenișoare, nu pe râu. Nu, eu nu sunt. Eu niciodată nu te-am învățat pe râu. Știu. Nu, păi de ce? Dar ce stuchești în oameni? Eu nu scuip. Tu știi de ce eu m-am vaccinat? Eu. Această înregistrare demonstrează cu lux de amănunte cât de arogant și cât de mai presus decât toți oamenii și lege se poziționează Tutunaru. Și acest lucru este foarte grav. Acum înțelegem de ce el cu nerușinare se face victimă, dar nu a procedat cum procedează funcționarii în țările europene. Să-și dea demisia, să-și ceară scuză și să plece din această funcție pe care nu o merită. Țin să menționez că această acțiune de protest a iradiat Republica Moldova fenomenul funcționarilor corupți și fenomenul cu metru. Această acțiune de protest a făcut și a stopat vaccinarea ilegală a funcționarilor publici și a cu metrilor lor în cel mai scurt timp posibil. Lucru pe care nu a putut să-l facă toate organele de drept de aplicare a legii și toată justiția Republicii Moldova luată la un loc
mult timp deja de la momentul inițierii vaccinării. Vreau să spun și să-l întreb pe Andrei Năstase și pe Vasile Năstase, care sare foarte mult în ajutor și trajează minciunile tutunarul. Cu ce este mai presus tutunarul decât răposatul generalul Gămurari? Acest patriot care a luptat cu armă în mână pentru independența și integritatea Republicii Moldova în 92 la Nistru. Acest general și acest patriot care a decedat de COVID-19, fiindcă nu a îndrăznit ca și tutunarul să se pună înaintea medicilor și mai presus de legea și să se vaccineze, că astăzi putea fi între noi. Dar a luptat cu boala, a așteptat rândul și a înțeles că medicii sunt prioritari. Vreau și presa să-l abordați pe Andrei și pe Vasile Năstase. Să-l întrebați, cu ce este mai presus tutunarul decât răposatul general Gămuraru, care, apropo, a luptat pentru ei și i-a dus în Parlament și până la urmă l-a strădat. Mișelește! O întreb pe Arina Spătaru. Cu ce este mai presus tutunarul decât Nicolae Dăbija? Această valoare mare a poporului nostru pe care am pierdut-o și care este unic în lume. Un om care a știut să valorifice și se arată din cele mai frumoase puncte de vedere neamul nostru. Totodată o întreb pe Arina Spătaru. Știu că este soție de preot. Ați citit cele 10 porunci ale Dumnezeu din Biblie? Dacă le-ați citit, cum vă atârnați la 3 din ele? Să nu furi, să nu minți și să nu prea curvești. Sper că Arina Spătaru o să ne răspundă la această întrebare, dar și ceilalți care au fost vizați mai sus. Vreau să spun cetățenilor Republicii Moldova că vom continua hotărât lupta cu funcționarii corupți care se pun mai presus decât lege, decât medici, decât profesori și decât bătrânii noștri. Vom întreprinde toate măsurile legale care ne stă în puteri și în capacități pentru a iradia corupția de Republica Moldova. Iar cei care încalcă legea să fie trași la răspundere. Imediat. Țara se sufocă. Noi nu avem suficiente vaccine. Noi nu am vaccinat toți medicii, dar ei continuă să se vaccineze ei și neamurile lor. Au ajuns până și copiii lor de 18 ani și îi vaccinează. La ce înrușinare am ajuns? Cer imediat eliberarea deținutului politic Tudor Balan, clasarea cauzei penale care a fost pornită la comandă politică a Arinei Spătari și a colegilor lor din partidul respectiv. Totodată, chem cetățenii Republicii Moldova să vă consolidați exemplar în jurul Partidului Politic Pace. Haideți împreună să luptăm cu corupția. Haideți împreună să facem ordine în țară și împreună acasă să construim Europa. Vă mulțumesc! În toată istoria cu transformarea unui funcționar corupt într-un erou, rămâne un gust amar. Și cu zi ce trece, se îngroașă prostia celor care dețin funcții înalte în stat. Show-ul care a urmat după o acțiune politică venită să sensibilizeze o problemă majoră în țara noastră și abuzurile unui deputat exponent în legislativ al partidului din care face parte, inclusiv individul victimizat, ne lasă nouă mari semne de întrebare. Și nu doar nouă, probabil, și celorlalți cetățeni. Oare deputata a citit legea numărul 39 despre statutul deputatului în Parlament? Oare poți călca în picioare pe toți cei care te-au votat ca să îi reprezinți în Parlament? Cât vom răbda așa tipaje de deputați? Îmi pun eu întrebarea și cred că trebuie să o pună toți cetățenii din Republica Moldova. Dar haideți să o luăm pe rând. Respectând cronologia celor întâmplate, venim cu unele detalii care sunt foarte importante în tot tabloul creat în această situație. Și am să mă folosesc de foaie ca să nu încurc niște date. Câtă ipocrizie și impunitate, dar mai bine am să zic în limba rusă, că toți probabil o să-și dea seama mai bine, beznakazanăști, vedem într-un singur ins, Tudor Tutunaru.
Pe 6 aprilie, când a fost stropit cu verde de briliant, omul, bine mersi, a venit acasă. Și a dormit în noaptea aceea tot acasă. A doua zi, după ce a avut o înțelegere cu deputata Arina Spătaru, s-a inventat de comun acord diagnoza cât mai gravă pentru ca ulterior să poată inventa articolul în baza căruia să fie tras la răspundere colegul nostru, Tudor Balan. Pentru că de gravitatea diagnozii depindea învinuirea procurorilor, cu care, desigur, la fel era o înțelegere a Arinei Spătaru. După ce a văzut că nu pot face presiune asupra medicilor de la Sângerei, care au refuzat să se înscrie în această schemă mizerabilă, Arina Spătaru face aranjamente comode la spitalul din Bălți. Atenție! La fel, utilizând cunoștințele avute, deputata influențează scrierea diagnozei lui Tudor Tutunaru. Pe 8 aprilie, Tutunaru trebuia să fie internat la Bălți. Însă după ce președintele Partidului Acasă Construim Europa, în cadrul unei conferințe, Gheorghe Cafcaliuc, cere, sau face mai bine, un apel de bunăvoință către lucrătorii medicali să nu cadă în capcana influențelor corupților și să nu participe la răspândirea influențelor false, medicii din Bălți, spre bucuria noastră, refuză internarea lui Tudor Tutunaru, ceea ce la fel are de spus ceva. Din păcate, pe 9 aprilie, Arina Spătaru reușește, prin trafic de influență, totuși să-l aranjeze pe pseudo-eroul nostru la Spitalul Republican Timofei Moșneaga. Până aici, deja deputata a depășit orice limită, dar nu i-a fost îndeajuns. Arina Spătaru a hotărât să facă show, să speculeze cu diagnoze grave, să manipuleze opinia publică cu starea de sănătate a lui Tutunaru pe Facebook în diferite postări, în studiouri televizate, care de fapt nu era atât de gravă. Să continuăm cronologia celor întâmplate, că urmează lucruri mult mai importante. La Spitalul Republican Tutunaru s-a aflat o singură zi. Medicii l-au consultat, au făcut investigațiile necesare și au constatat că pacientul trebuie să meargă acasă. Însă au început presiunile și față de acești medici ca să-l țină măcar încă o zi pe respectivul în spital, ca să fie respectate acele cerințe de executare unor pedepse mai grave pentru colegul nostru, să întindă într-un fel cât mai mult șederea individului în spital. Pe 12 aprilie a fost organizat Consiliul Medical și s-a stabilit diagnoza. Ulterior, Tutunaru a fost trimis acasă, așa cum și era de așteptat. Oftalgel scria în rețeta pe care au primit-o Tutunaru. Iată, eu am mers la farmacie și am cumpărat acest Oftalgel. Știți ce scrie aici? El este destinat oamenilor care stau mai mult la calculator. Și este un lichid viscos pentru protejarea corneei în hiposecreție lacrimară. Tot în acea rețetă scria consultarea la necesitate cu medicul. Iată, cam așa. La unii din colegii noștri a parvenit pe poșta electronică un mesaj cu rezultatele investigațiilor făcute lui Tutunaru. Noi nu afirmăm că acestea sunt veridice, dar luând în considerație interesul public major al acestui subiect și manipularea societății care a avut loc, am decis să vă informăm despre unele aspecte cu privire la starea sănătății pseudo-eroului pentru a face claritate. Iată, aici sunt acele date care au venit pe poșta colegului nostru. În aceste materiale este reflectat clar că ochii lui Tutunaru nu au suferit, iar pentru a vă convinge este necesar să vă mai spunem că acesta, în timpul șederii sale la spital, a fost tratat cu vitamina C, ascorbincă, și pe aceasta am cumpărat-o. Aceste materiale vor fi remise organelor de drept pentru anexarea la cauza penală și verificarea veridicității acestora. Un lucru este cert, că Arina Spătaru și Tudor Tutunaru au falsificat nu doar probele pentru dosar, dar și au manipulat prin declarațiile făcute o lume întreagă, o Moldovă întreagă. În această ordine de idei, după toate cele întâmplate, după ce, dragii noștri cetățeni, v-ați făcut un tablou, Partidul Acasă Construim Europa cere cercetarea deputatei Spătaru conform articolului 326, trafic de influență, articolului 327, exces de putere, și articolul 328, abuz în serviciu. 2. Cerem procurorului general să solicite în Parlament ridicarea imunității deputatei Arina Spătaru. Și 3.
cerem arestarea și pornirea cauzei penale pe această deputată. Și încă un aspect care pentru mine personal a avut un efect negativ. După ce am urmărit intervenția respectivei deputate în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TV6, am rămas profund indignată. Nici 5 minute nu puteam asculta cinismul și aroganța unui ales al poporului, care a uitat ce înseamnă popor cu desăvârșire și se complace în fotoliul cald de deputată. Recitiți articolul 15 din legea 39 și haideți să le aducem aminte că ei sunt deputații în serviciul poporului și nu în serviciul hoților și a corupților. Această persoană este o rușine și o batjocură a tot ce înseamnă noțiunea de deputat. Eu am spus tot și cred că pentru dumneavoastră s-a creat tabloul clar. Invit în continuare la tribună pe Denis Roșca, prim vicepreședinte al partidului Acasă Construim Europa. Mult stimată presă, mulțumim pentru că ați dat curs invitația noastră. Vreau să fac o retrospectivă ce se întâmplă în lume și ce înseamnă bună guvernare. Vreau să vă prezint pe Joshua Colon, care este un paramedic și o mândrie al Polk County în Statele Unite ale Americii, în Florida. El a ajuns paramedicul anului în anul 2020. Însă, Joshua Colon și-a permis să sustragă ilegal vaccine. La moment, el este arestat și riscă pedeapsa cu închisoare. O persoană care era mândrie națională a devenit o rușine națională. În Republica Moldova au fost sustrase sute de vaccine și nimeni nu răspunde pentru asta. Uitați-vă, un om care câteva luni în urmă era mândrie națională a devenit rușine națională. În Republica Moldova este o anomalie. La noi, oamenii s-au solidarizat cu persoanele corupte. Când Partidul Pace a făcut protest la procuratură și a indicat persoanele corupte care au furat vaccina, lumea a stăcut. A arătat persoanele, medicii care au murit din lipsă de vaccină. Lumea a tăcut. Însă în momentul în care a însemnat coruptul, toată lumea s-a solidarizat și a crezut într-o victimă. În loc, tutunarul stăie așa, dânsul îl arată la televizor și îi spun că el este victimă. De ce în Republica Moldova nu lucrează sistemul cum lucrează în America? Nu contează funcția. Toți trebuie să fie egali în fața legii. Iarăși facem o retrospectivă. În ultimii ani au fost în Republica Moldova zeci de proteste contra corupției. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă, milioane de oameni au așteptat această schimbare. Chiar alegătorul le-a dat șansa și în alegerile parlamentare și în alegerile locale să devină fie funcționar la nivel raional sau la nivel central. Și ne uităm pe site-ul parlament.md și nu vedem în ultimii 2 ani de zile măcar o inițiativă legislativă viabilă care să combată corupția. Deci, toată corupția în Republica Moldova se combate doar pe Facebook și doar populismul de a ajunge în parlament. Totodată, în raioane au căpătat curajul să se folosească de funcții, săvârșând acte de corupție și nouă să ne se explici că asta este ceva normal. În Statele Unite asta nu este normal, în Republica Moldova vor să ne convingă că asta este ceva normal. Deci, cum se rezolvă astfel de probleme? Comisia de etică al partidului din care face parte, tutunarul, trebuie să se autosesizeze, să îl demită din partid. Instituțiile statului trebuie să-l aresteze și să rezolvă problema pentru a liniști spiritele în Republica Moldova. Însă, Comisia de Etică nu și-a făcut treaba, acum el are nevoie să se autosizeze și pentru deputata Arina Spătaru, deoarece la fel creează probleme imaginii întregului partid. Oamenii v-au dat un credit de încredere să combateți corupția. Nu fiți cei care o promovați și să împrășteți foarte multe minciuni. Este foarte clar că este corupt și este foarte clar că dumneavoastră continuați prin corupție să încercați să-l spălați. Unde vă ascundeți? De asta cerem eliberarea deținutului politic Tudor Balan. Mulțumesc!
În continuare, pentru a-și expune poziția sa, invit aici la tribună pe Nadejda Tatarciuc, secretar general al partidului Acasă Construim Europa. Bună ziua tuturor! Tudor Tutunaru, vicepreședintele raionului Sângerei, persoana după ce a abuzat de funcția sa și s-a vaccinat în locul vreunui medic, în loc să-i se ceară demisia, a fost ridicat la nivel de erou național. Am spus cu o altă ocazie și o să repet și de această dată. Acțiunea noastră anterioară, care a fost dumnealui vizat, a fost în protest împotriva acțiunilor lui și a nesimțirii de care a dat dovadă. Acesta a fost plimbat prin spitale și, atenție, niciun medic oficial nu s-a expus asupra stării sale de sănătate. În schimb, s-au dat cu părerea și l-au diagnosticat colegii săi de partid. O să citez aici declarațiile deputatului Arina Spătaru. Dumnealui vede foarte rău pentru că ochiul drept a fost traumat și nu vede deloc cu el și ochiul stâng vede foarte puțin. Aceste declarații au fost preluate de către presă și, spre regretul nostru, niciun jurnalist nu a vrut să intre de fapt în esența acestui caz. Chiar dacă colega dumnealui de partid, Arina Spătaru, și-a atribuit cunoștințe în medicină și de a cataloga starea acestui drept fiind una foarte gravă, Tudor Tutunaru a fost externat acum 2 zile din spital. Acesta este un caz simplu de manipulare a opiniei publice, iar politicienii, experții, precum și jurnaliștii, nu au vrut nici pentru o secundă să afle adevărul. În același timp, colegul nostru, Tudor Balan, a fost reținut ilegal și plasat ulterior în arest. Acum însă el este internat în spital. În 2013 el a suferit o operație la inimă, iar acum starea sănătății sale este destul de precară, aceasta fiind într-o situație de preinfarct. Încă o dată condamn acțiunile de manipulare atât ale vicepreședintelui Tudor Tutunaru, precum și a colegilor săi de partid. Este inadmisibil modul în care acesta a abuzat de funcția sa, începând cu vaccinarea și terminând cu aceste jocuri televizate în care au fost prinși inclusiv și jurnaliștii. Este grav faptul că dumnealui nu a avut destul simț pentru a prezenta lucrurile așa cum sunt, însă a preferat să se transforme într-o victimă. El deja se află acasă. Ieri a fost la o emisiune televizată fiind bine mersi, zâmbind pe sub un stăț vizibil atunci când se vorbea despre starea sa de sănătate. Exact așa cum l-au învățat colegii săi deputați și avocații. Îl îndemn pe domnul Tutunaru, măcar la această etapă, să procedeze onest și să recunoască că s-a vaccinat ilegal fără rând, înaintea medicilor, bătrânilor, profesorilor și să-și ceară scuze public că a încălcat legea și să recunoască că dosarul penal împotriva colegilor noștri a fost pornit la comandă politică. Să-și dea demisia public, așa cum procedează funcționarii de același rang din țările europene. Condamn acțiunile organelor de drept care lucrează la comandă politică. Cerem eliberarea deținutului politic Tudor Balan. Mersi. Vă mulțumim pentru că ați prezentat interes pentru această conferință. Vă dorim multă sănătate!